De bună dimineața! Bună dimineața și mulțumim că ne sunteți alături și de această dată. Mulțumesc și bună eu că dimineața. Ești alături de noi în această dimineață. Păi hai să începem cu începutul, Cătălin. Ce este Centrul de Proiecte Educaționale Exploratorium? E un nou proiect pe care îl lansăm la nivelul municipiului București. Înglobăm sub această cupolă alte proiecte. Ne dorim cumva să continuăm activitatea noastră de educație non-formală, care de fapt este complementar educației de la școală, pentru că nu vrem să supărăm pe nimeni și niciodată nu ne-am dorit asta. Adică ceea ce am făcut noi dintotdeauna la ProEdus de 12 ani de zile, nu am făcut altceva decât să-i ajutăm pe copii să completeze cunoștințele, abilitățile și competențele pe care mai întâi pun pentru care mai întâi pun bazele la școală. Noi facem cumva acolo educație altfel, în sensul că folosim toate tehnicile din educația non-formală, folosim învățare experiențială, învățăm prin joc și joacă și încercăm cumva să aducem la firul ierbii, ca să zic așa, direct în rândul beneficiarilor, adică al elevilor și al profesorilor, cele mai noi tehnici și cele mai noi metode, poate chiar de cele mai multe ori și cele mai noi informații în ceea ce privește dezvoltarea personală, cum să înveți, cum să-ți identifici corect nevoile și să-i ajutăm cumva să își dea seama cine sunt și unde vor să ajungă. De la ce vârstă pot participa copiii și până la ce vârstă, mai bine spus, care sunt limitele? În cadrul Centrului Exploratorium pe care l-am lansat de curând, am deschis în Muzeul Copiilor și o expoziție pe care, în cadrul căreia vizitatorii noștri pot să exploreze Egiptul antic, adică e cumva s-a dovedit a fi și de această dată mai mult decât răspunsul la multe dintre curiozitățile pe care le au. Aici copiii, recomandăm vizitarea copiilor de la 3 la 12 ani, însă vă invit alături de noi să-i vedeți pe părinți cum reacționează în momentul în care se deschide piramida, în momentul în care deschidem sarcofagul sau atunci când strigăm Tutankhamun și Nefertiti și camera comorilor ne arată secretele ei. Motiv pentru care ne place să credem că această expoziție nu are vârstă, îi așteptăm pe toți și pentru că și informațiile pe care le furnizăm și din categoria știați că, dar nu numai, se dovedesc a fi o noutate chiar și pentru părinții care fie au fost în Egipt, fie sunt mulți dintre ei pasionați de cultura Egiptului antic. Păi ca să încheiem cu datele tehnice și organizatorice, am aflat pentru cine este recomandată această expoziție, până când putem vedea expoziția? Expoziția din Muzeul Copiilor o avem până pe 26 decembrie și tot la detalii tehnice mai intră câteva aspecte. Pot intra doar persoanele care prezintă un certificat verde, iar în cazul în care părintele nu are certificat verde, iar copilul are până în 12 ani, colegii mei care ne ajută pot prelua copilul și la alătură grupului, astfel încât copilul să se bucure de experiența Egiptului, iar părintele îl poate aștepta în sala, de fapt în afara muzeului, la ușa de la ieșire. De asemenea, pentru a vizita această expoziție este necesară fie rezervarea pe site a unui loc. Avem 13 tururi distincte, 13 intervale de fapt, a câte maximum 10-14 persoane. Rezervarea se face pe site-ul nostru, proedus.ro. Dacă nu reușesc să facă rezervarea pe internet, pot să vină să facă rezervarea direct la noi la recepție și vizitarea presupune plătirea unei taxe de 30 de lei. Însă în această taxă nu intră doar vizitarea Egiptului antic, ci și cele două ateliere pe care le-am pregătit, un atelier de dulciuri și zilele acestea copiii au făcut bomboane și au învățat despre cum să mănânce sănătos. Și cel de-al doilea atelier este laboratorul de chimie, unde, cu ajutorul colegilor noștri, fac experimente, bineînțeles, cu substanțe non-invazive. Aș vrea să mai precizez că este intrarea gratuită la Muzeul Copiilor pentru persoanele cu dizabilități și pentru copiii sau tinerii care provin din apartamente rezidențiale sau din centrele de plasament. Există și o cameră senzorială. Ne puteți explica ce
Se poate Mă vedea acolo bucur ce se foarte mult că întâmplă. am atras atenția cu camera senzorială. Pe lângă, în cadrul centrului Exploratorium, pe lângă Muzeul Copiilor, noi am amenajat și trei săli de training, trei săli de cursuri pentru educația non-formală, așa cum povesteam la început, iar într-una dintre săli, una dintre săli are și o cameră senzorială pe care noi am gândit-o versatilă, atât pentru a-i ajuta pe copiii care au cerințe educaționale speciale, cât și pentru a-i ajuta pe voluntarii sau tinerii care nu au aceste cerințe educaționale speciale, pentru a-i ajuta să fie mai empatici, mai aproape, ca să înțeleagă mai bine cum învață copiii care au cerințe educaționale speciale, și mă refer aici inclusiv la copiii din spectrul autism. Am pregătit aici tuburile cu aer și cu bule și cu culori pe care le folosim în terapiile cu acești copii. Avem și un perete senzorial cu diferite texturi. Am folosit foarte multe plante pentru a amenaja acest spațiu și, bineînțeles, o pardoseală de o altă textură, respectiv o pardoseală moale, unde îi așteptăm, cumva este o cameră gândită atât pentru în cazul în care avem copii care ar avea nevoie de un spațiu de relaxare după vizitarea muzeului, îi putem aștepta aici, însă ea este gândită și pentru copiii din atât din, spuneam, centre de plasament, cât și din școlile speciale, pentru că am lansat și vom lansa și în continuare invitație către ONG-uri și către cadre didactice și către alți actori care sunt implicați pe scena educației la nivelul municipiului București să se alăture nouă și să vină să își susțină orele sau activitățile, inclusiv în sălile noastre, în sălile noastre de training, pentru a face împreună în continuare educație altfel. De asemenea, aceste săli sunt gândite și pentru a fi oferite acestor actori sau persoanelor din educație care își doresc să livreze sau să furnizeze anumite tipuri de traininguri sau de activități către elevi sau către copii la nivel de municipiu. Pe lângă educație, pe lângă lucrurile importante de care ar trebui să ne ocupăm, bineînțeles că cei mici și nu doar cei mici au făcut ochii mari când au auzit de târgul de Crăciun despre care am tot povestit. Înțeleg că este un târg care are toate datele unui eveniment așa de succes, cu tot ce trebuie. Da, avem patinoar, avem trenuleț, se așteaptă și vreo vizită de lui Moș Crăciun în perioada următoare? Avem un târg, mulțumesc, e un târg intim, așa a fost caracterizat de vizitatorii noștri de până acum, un târg, și nu sunt modest când spun asta, însă o spun din ceea ce ne-au spus unii dintre colegii voștri jurnaliști care au fost și ne-au ajutat cu promovarea acestuia, un târg ca în afară, e așa cochet, așa ni s-a spus, și apreciem mult acest feedback. Târgul am intitulat anul acesta Târgul Fabrica de Jucării, unde, așa cum bine aminteai, avem câteva atracții principale, respectiv patinoarul și ateliere, iar pentru zilele viitoare avem pregătite câteva ateliere de port tradițional și stegulețe, drapelul României, pentru că vine această mare sărbătoare națională. Bineînțeles și alte ateliere de baloane năzdrăvane, de exemplu, sau de pictură cu henna. Tot aici avem și un trenuleț și, ca orice târg care se respectă, avem și căsuțe cu produsele tradiționale, cu bijuterii făcute manual sau cu ceva băuturi calde, iarăși specifice cumva perioadei, ciocolată caldă, vin fiert, ceaiuri și așa mai departe. Intrarea la târg este gratuită, târgul fiind poziționat în fața Muzeului Copiilor, pe Decebal 11. Intrarea este gratuită, însă intrarea la obiectivele pe care le avem, sau la ateliere și la patinoar, se face achitând contravaloarea unor tichete. Programul târgului este zilnic de la ora 10 la ora 21. Și de asemenea s-a dovedit și aici a fi o atracție cât se poate de, sau o bucurie foarte mare pentru, nu știu dacă doar pentru cei care locuiesc în preajma acestui târg, pentru că în primele două zile am avut peste 3850 de vizitatori, peste 3850 de persoane, în prima zi 1300 și, iar în ieri peste 2500 de persoane au călcat pragul târgului nostru, pe care, încă o dată spun, nu s-au oprit din a-l lăuda și altora, bineînțeles al fotografia, și pentru că da, avem și locurile instagramabile.
Avem un loc al lui Moș Crăciun acolo, avem un tron al lui Moș Crăciun, unde copiii sunt invitați să-și facă fotografii și o să las în suspans, o să las în suspans pe Moș Crăciun. Primim scrisorile acolo. Tot aici, în târg, suntem și noi Moș Crăciun, în sensul că am pregătit, noi avem o campanie care se numește Dăruiești în București, campanie în care îi încurajăm pe cei micuți să doneze către copiii care au mai multe nevoie. Avem aici amplasată o cutie pe care scrie foarte mare numele campaniei Dăruiești în București, unde cei micuți sau părinții sunt invitați să doneze jucării sau hăinuțe sau rechizite. Noi am început campania prin a recomanda celor care doresc să doneze, să doneze produse noi, având în vedere contextul epidemiologic, și cred că nu suntem, nu cerem prea mult dacă în continuare recomandăm în acest sens. Am avut surpriza ca această cutie să se umple de multe ori prea repede și să nu avem timp efectiv să ducem către destinatarii lor finali, însă cutia este în continuare la intrarea în târg și înainte de a ajunge la tronul lui Moș Crăciun să-l așteptăm pe el, putem fi noi Moș Crăciun. În încheiere să mai punctăm două componente inițiate de Primăria Capitalei care să vină în sprijinul copiilor aflați în situații speciale, dar și a cățeilor din adăposturile ASPA. Ce se întâmplă mai concret? Avem un parteneriat foarte, foarte, s-a dovedit a fi foarte rodnic cu ASPA, care a început undeva în luna septembrie, în care a pornit inițial ca o campanie de conștientizare și de informare, atât în rândul voluntarilor, dar mai apoi și în rândul cetățenilor municipiului București, cu ajutorul voluntarilor noștri de la Proedus, în care am încercat să transmitem mai departe informații cu privire la ce presupune sau ce prevede legea astăzi despre sterilizare și despre înmulțirea în cățelușilor acasă, care este ilegal. Această campanie ulterior a continuat cu câteva vizite în Parcul Izvor și mai apoi în Parcul Circului, unde cei de la ASPA au adus dintre cățelușii pe care îi adăpostesc la casa de cățeluși pe care ei o îngrijesc și i-au oferit în parc spre donație, mulți dintre ei găsindu-și un nou cămin. În această perioadă continuăm campania de conștientizare alături de ASPA în cadrul evenimentelor noastre, atât la muzeu cât și la târg, promovând în continuare un comportament responsabil și încercând să sensibilizăm pe cât de mult pe cei care au posibilitatea și au și spațiu și disponibilitatea să bucure și un suflet de animăluț în perioada aceasta, dar nu numai în perioada aceasta. Acum, cumva, având în vedere că poate mulți dintre noi suntem mai aplecați către zona sentimentală, către zona poate chiar spirituală, de ce nu? Poate că mulți dintre noi suntem mai sensibili și ne întoarcem puțin către noi, către interiorul nostru, ne ascultăm mai mult ce ne dorim și poate ne dăm seama mai cu acuratețe ce ne lipsește. Suntem acolo, alături de ASPA, pentru a spune că da, și animăluțele fac parte din viața noastră și au nevoie de o crotire, de dragoste, de un cămin cald și de o îngrijire așa cum li se cuvine. Numai lucruri frumoase. Cătălin, pe final, să ne mai spui odată unde găsim detalii, de unde putem cumpăra bilete și locul din care ne putem informa. Toate aceste evenimente, toate aceste proiecte se întâmplă pe Bulevardul Decebal numărul 11, în sectorul 3 al Capitalei. Biletele pot fi cumpărate pentru Muzeul Copiilor, pot fi cumpărate online pe site-ul nostru www.proedus.ro și vreau să menționez că avem program zilnic. Deci în fiecare zi, inclusiv în zilele de Crăciun, însă atunci programul începe de la ora 14. Târgul se termină, totul începe în fiecare zi la ora 10, târgul se termină la ora 21, iar muzeul se închide la ora 20, ultimul tur. Spuneam, toate aceste informații le puteți găsi atât pe site-ul nostru, cât și pe Facebook. Însă înainte să închid, aș vrea să menționez încă un aspect, și anume faptul că anul acesta, prin Info Europa, prin Maie, am câteva ambasade ale unor țări din Europa la București, au împodobit câțiva brați pe care i-au expus în vitrinele noastre de la Muzeul Copiilor, brați pe care ne dorim să-i scoatem spre finalul evenimentului la licitație.
încercăm să licităm cumva în produse și bunuri care ulterior să ajungă de asemenea la copiii din centrele de plasament și copiii care au mai multe nevoie de ele. Detalii despre acest eveniment veți primi cu siguranță în continuare pe paginile noastre de socializare, pe Facebook și pe Instagram, unde ne găsiți sub numele de Proedus. Mulțumim mult, Cătălin Bârsan de la Proedus, baftă în continuare și cu siguranță ne auzim și la alte proiecte la fel de interesante pe viitor. Mulțumim, mulțumim. Succes, o zi excelentă!